După o grevă unică în felul ei, unică practic în toată istoria grevelor uh, din România, la capătul cărea uh, piloții Tarom uh, au uh, lăsat uh, mii și mii de persoane să zacă în uh, aeroportul Otopeni pentru că uh, invocând cauze medicale au refuzat să zboare, după ce ani de zile atât administrația Tarom cât și guvernul au neglijat această gravă problemă pe care presa a semnalat-o, eu însume am semnalat-o de nenumărate vorba de veniturile extrem de mici, din ce în ce mai mici ale piloților români în comparație cu piloții din companiile concurente. Iată că în cursul acestei nopți, într-un herupism tipic uh, românesc, s-a convenit ca greva să uh, înceteze. Piloții uh, vor primi în tranșe, mai întâi 500 și apoi restul de tranșe, pe parcursul la uh, un an și ceva, doi ani, uh, 1500 de euro în plus, ceea ce oricum uh, îi va aduce la un bilanț salarial mai mic decât uh, Bilanțul salarial de care beneficiază colegilor din companiile concurente. Și, de asemenea, s-a mai convenit ca pilotul să primească o diurnă de 200 de dolari, iar copilotul o diurnă de 150 de dolari. Se pare că, în aceste condiții, greva a încetat și se va relua traficul pe aeroporturile românești și, în primul rând, pe aeroportul OTOP. Nu se știe însă ce se rezolvă cu aerul condiționat, că asta este cu totul altă problemă. Lăsată și asta în aer de către Consiliul de Administrație și Ministerul Transporturilor condus de Sorin Grindeanu.